Alexandru le povestea băieților astăzi că la un moment dat Isabel l-a întrebat dacă li s-a modificat lor bugetul și la mâncare. Și el a zis că da, a spus cu două locuri mai mult, adică cu 400 de lei, cred, mai mult decât ar fi trebuit. Și atunci fetele și-au făcut speranțe că vor intra doi băieți noi vineri în gală. Și Alexandru după le-a spus că a glumit, dar deja se împrăștia se vorba și nu mai știau ce să creadă, dacă e glumă sau nu. Și că acum ele asta cred. Iar tot Alexandru spunea că lasă că e mai bine ca să aștept ceva. Și că e foarte posibil, într-adevăr, să mai întrebeți noi. Iar Stelian i-a răspuns, păi da, dar asta ar însemna să mai plece din noi. Și eu cred că vor mai intra concurenți noi. Nu știu dacă în gala aceasta, însă e clar că e nevoie de mai multe cupluri.